Asasinată la comandă, o femeie a plătit 8.000 de euro unui asasin ca să-i omoare iubitul. Nu a pus singură planul la cale, ci a complotat cu o altă femeie de care se îndrăgostise. Cele două au decis să-l elimine pe bărbat pentru a putea rămâne împreună. Toți cei trei implicați în crimă au fost reținuți de polițiști. Asasinul ar fi fost angajat de concubina bărbatului și noua iubită a acesteia. Ucigașul ar fi primit aproximativ 40.000 de lei pentru a scăpa de bărbatul de 45 de ani. Moartea lui a fost deosebit de violentă, iar cadavrul ascuns într-un oraș din județ. Două femei din Bihor au tocmit un asasin după ce s-au îndrăgostit una de alta. Victima, iubitul uneia dintre ele, a primit un topor în cap. Una dintre cele două femei i-a plătit 8.000 de euro unui asasin ca să-i omoare iubitul. Nu a pus singură planul la cale, ci a complotat cu o altă femeie de care se îndrăgostise. Cele două au decis să-l elimine pe bărbat pentru a putea rămâne împreună. Toți cei trei implicați în crimă au fost reținuți de poliție. Cele două femei sunt cercetate de procurorii bihoreni pentru că au angajat un bărbat să-l omoare pe soțul uneia dintre ele, victima fiind lovită cu toporul în cap și înjunghiată cu cuțitul, apoi îngropată în zona unei foste cariere de nisip. Cele trei persoane au fost reținute și au recunoscut comiterea faptei în fața anchetatorilor. Oamenii legii au precizat faptul că în 18 decembrie 2021, în jurul orei 22, verișoara bărbatului l-a atras pe acesta pe un drum ferit al șoselei ce duce spre vama Valea lui Mihai. Acolo, bărbatul plătit să ia viața victimei a lovit-o pe aceasta de două ori în cap cu un topor, iar apoi bărbatul și femeia au înjunghiat-o în zona abdominală și au provocat răni care au dus la deces.